Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, a anunțat că guvernul a decis etapizarea construcției celor trei spitale regionale. Potrivit ministrului, guvernul nu exclude construcția de spitale regionale, finanțată prin parteneriatul public-privat. Referitor la spitalele regionale, pentru a nu exista niciun fel de confuzie, Ministerul Sănătății beneficiază de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Documentația tehnică, care înseamnă studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect de execuție, design, maparea serviciilor, este în cuantum de 120 de milioane de euro pentru toate cele trei spitale. Costul construcției și al dotării fiecărui spital în parte ne duce la o medie de 400 de milioane de euro per spital și atunci am decis etabizarea construcției acestor spitale în sensul că din actuala perioadă de programare să plătim documentația tehnică, tot pachetul de pregătire pentru construcția spitalelor, având în vedere perioada de timp care se întinde undeva până la jumătatea anului 2020 cu pregătirea acestor construcții de spitale. Am luat în calcul etapizarea și pentru perioada următoare de programare, care începe imediat în anul 2021, a explicat Rovana Plumb. În urmă cu câteva zile, Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională, a contrazis-o pe pagina sa de socializare pe colega sa de partid, Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, în legătură cu costul studiului de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale, Iași, Cluj și Craiova, care ar urma să fie construite în România din bani europeni. Corina Crețu spune că acesta a costat 1,8 milioane de euro. Rovana Plumb declara că este vorba de 120 de milioane de euro.